ești credincios. Tu ce faci de săvârșit, tu ce începi duci la bun sfârșit. O, Tată, tu ești credincios, tu ești credincios. M-ai convins cu iubirea ta, tu ești, Doamne, minunea mea. O, Tată, tu ești credincios. Îmi ridic mâinile spre tine, în tine-i nădejdea mea. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, tu nu mă vei abandona. Tu lucrezi, Tată, pentru mine, tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către tine, recunosc bunătatea ta. Eu sunt lucrarea ta. La bun sfârșit. Frică-i eu.
via mea. Te înălțăm, Iisus, cu glorie. Și minunat, Iisus. Hai să spunem împreună. Îmi ridic mâinile spre tine, în tine-i nădejdea mea. Lucrezi, Tată, pentru mine, Tu nu mă vei abandona. Îmi ridic ochii către Tine, recunosc bunătatea Ta. Eu sunt lucrarea Ta. Și ridică mâini spre cer. El e credincios în orice vreme. Și de aceea ne aflăm astăzi aici, așa-i? Așa minunat că ne-a creat să fim niște făpturi așa de minunate. Și să știți că ne-a creat cu un scop. Ne-a creat ca să îi dăm închinare cu tot ceea ce suntem noi. Și închinarea e mai mult decât un cântec. Închinarea e mai mult decât o rugăciune. Închinarea e mai mult decât un sentiment. Închinarea este o trăire continuă cu Cel ce ne-a creat, cu Cel ce te-a creat. Închinarea este atunci când sufletul nostru îl admiră, îl slăvește, îl glorifică și oferă respectul cuvenit Celui care este Dumnezeu. Închinarea este o predare totală în mâna Lui, căutând revelația Sa. Închinarea este atunci când sufletul nostru caută profunzimea prezenței Sale. Și de asta ne aflăm astăzi aici. Să căutăm prezența Sa, unde zace atât de multă putere. Știți, Biblia ne revelează în Apocalipsa ce se întâmplă în cer. În cer este o laudă și închinare continuă, neîncetată. Și este descris Dumnezeu și măreția Lui și făpturile sunt descrise. Și vreau să citesc. Ele, zi și noapte, spun fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, Cel care era, Cel care este și Cel care vine. Ori de câte ori ființele vii îi dădeau slavă, cinste și mulțumire Celui ce ședea pe tron, care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni se aruncau cu fața la pământ înaintea Celui ce ședea pe tron, îi se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor și își așterneau coroanele înaintea tronului, zicând: Tu ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate și prin voia Ta ele erau și au fost create. Dacă cerul îi cântă glorie, cum ne-am putea noi permite să nu o facem? Dacă cerul îi se închină, cum am putea noi să nu o facem? Dacă cerul îngenunchează în fața Lui, cum aș putea eu să nu o fac? Dacă cerul stă în prezența Lui, cum aș putea eu să nu o fac? De ce merită El închinare? Pentru că El este vrednic. Este Domnul și Dumnezeul nostru. El este vrednic să primească slava, cinstea și puterea, pentru că El a creat pe toate și prin voia Ta, prin voia Lui, ele au fost create. Așa că în momentele astea, haideți să stăm înaintea Lui și să ne închinăm cu tot ceea ce suntem. Sfânt e, Sfânt e, Sfânt.
ești vrednic, Domnul nostru, de toată cinstea, de toată lauda, de toată gloria, de toată slava. Tu ești minunat. Nimeni și nimic nu se compară cu tine, cu mărimea ta, cu frumusețea ta, cu maestatea ta. Îți mulțumim că tu ești Dumnezeu, tu ești Creatorul, tu ești Tatăl nostru, tu ești Prietenul nostru. Îți mulțumim că tu ești Cel care ne ridică, tu ești Cel care ne întărește, tu ești Cel care ne încurajează, tu ești Cel care ne dă speranță, tu ești pacea în mijlocul furtunii. Tu găsești o cale atunci când e secetă. Tu liniștești furtuna din jurul nostru. Tu împlinești promisiunile și în tine ne putem pune speranța. Tu ești nădejdea noastră. Tu ne chemi pe nume pentru că tu ești Salvatorul nostru. Îți mulțumim că te-ai smerit, te-ai lăsat lovit, te-ai lăsat crucificat ca noi să avem viață. Ai murit ca noi să fim salvați. Prin tine suntem eliberați, prin tine suntem iertați de păcate, prin tine suntem liberi de frică, de îngrijorare, de depresie, de anxietate, de vicii, de orice gând rău, de orice lucru rău. Îți mulțumesc, Iisus, pentru jertfa ta. Îți mulțumesc că tu ne faci liberi. Îți mulțumesc.
Iisus.